Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnalul TV Sud. Iată care sunt principalele teme ale zilei. Percheziții DNA la vicele Dorin Tașcu. Procurorii investighează afacerile familiei. Secții suplimentare de vot în Târgu Jiu. Numărul secțiilor este mai mare în acest an. Târgul ofertelor educaționale la Târgu Jiu. Evenimentul a ajuns la cea de-a 24-a ediție. Detalii imediat la jurnal. Descinderi la domiciliul vicepreședintelui Consiliului Județean Dorin Tașcău și la sediile unor firme. Procurorii DNA au ridicat documente de la casa lui Tașcău și de la biroul acestuia, dar i-au vizitat și apropiații care dețin firme prin care au fost derulate contracte cu instituții publice. Surse judiciare spun că este vorba de infracțiuni comise în perioada 2020-2024 și care vizează modul în care au fost încheiate contracte de achiziții între firme private și instituții ale statului. 12 percheziții au avut loc în această dimineață la locuințe și sedii de societăți comerciale. Anchetatorii au descins la primele ore și la locuința vicepreședintelui Consiliului Județean Dorin Tașcău. Acesta spune că este vorba și de o firmă la care este acționar. La ora 6 și ceva, o echipă de la DNA Craiova s-a prezentat pentru percheziție la domiciliu și la Consiliul Județean. V-au spus și pentru ce anume, cu siguranță? Da, bineînțeles. V-am spus că e vorba de o serie de activități. Deci chiar așa e articolul 12, nu știu ce, activități financiare făcute. N-am dreptul ca vicepreședinte al Consiliului Județean să fac activități economice. Ceva de genul ăsta. Păi, DNA-ul se ocupă de fapte de corupție. Păi da, ci că e... Păi că cam asta se referă. Ei cred că firmele respective de care vorbesc sunt administrate de mine, dar nu sunt administrate de mine, mă rog. Anchetatorii au ridicat documente atât de la domiciliul lui Tașcău, dar și de la biroul acestuia și de la firma unui membru al familiei. O să vedem. Am pus la dispoziție tot ce... Dumneavoastră aveți firme în care să fiți administrator sau asociat? Nu. N-am asociat, am dreptul să fiu, sunt într-una dintre ele, dar în rest nu administrez niciuna dintre ele. Dar cine administrează? Sunt diversi administratori, n-are sens să intrăm în detalii acum. Ceea ce pot să vă spun este că urmează procedura. Da? Cam dată iau documente, o să fie probabil o serie de cercetări în perioada următoare când va fi și cam asta e. Deci asta e tema, în sensul că ar fi probabil o incompatibilitate între funcția de vicepreședinte și o serie de activități economice. Dar, repet, firmele respective nu sunt administrate de mine. Procurorii DNA care instrumentează dosarul nu au emis până la ora difuzării acestei știri un comunicat de presă. Fostul prefect de Gorj, Corneliu Răducan Morega, spune că recepția lucrărilor de pe Calea Eroilor nu s-ar putea efectua. Acesta spune că însuși constructorul ar putea ridica problema deteriorării drumului din cauza dării în folosință. Lucrările de reabilitare a Căii Eroilor ar putea să nu treacă la a doua etapă, deoarece prima nu s-a recepționat încă. Fostul prefect, Corneliu Răducan Morega, spune că o contestare a calității nu ar mai putea fi imputată constructorului după o anumită perioadă. Timp de 5 ani de zile s-a lucrat la 800 de metri, calitatea lucrărilor, o vedeți cu toții, este una extrem de proastă și am mari semne de îndoială că se poate face recepția la această lucrare. Cred că se încearcă să se facă cu Calea Eroilor, ceea ce s-a făcut cu pasajul Basarab de la București, să o lase să circule pe ea o perioadă destul de lungă, după care ea va ieși din garanție, constructorul va spune, domne, s-a circulat pe ea din cauza asta, s-a deteriorat și astfel nu se va mai putea face recepția. Din informațiile pe care le am eu, dar nu știu dacă sunt veridice, știu că nu se poate trece la al doilea sau la al treilea tronson până ce acest tronson nu este recepționat. Astfel este pusă în pericol întreaga investiție după Calea Eroilor. Arhitect de profesie, Răducan Morega susține că zona Calea Eroilor ar trebui să fie asociată cu un centru vechi al orașului de către turiști. Calea Eroilor va trebui să fie un fel de carte de vizită pentru municipiul Târgu Jiu și ea va trebui să fie magnetul care atrage turiști.
și nu numai turiști în municipiul nostru. Calea Eroilor va trebui să fie un fel de centru vechi al Târgu Jiului. Va trebui să fie restaurante stânga-dreapta, spații de cazare, magazine și tot felul de activități în acestea comerciale care să atragă clienți. Din păcate, pentru noi acest lucru nu se întâmplă. Fostul prefect a tras un semnal de alarmă cu privire la Calea Eroilor pe pagina proprie de socializare de Ziua Monumentelor. Numărul secțiilor de votare va fi suplimentat în acest an electoral în județul Gorj. Autoritățile vor înființa încă două secții în municipiul Târgu Jiu. Apropierea campaniei electorale a mobilizat autoritățile care au început să numere secțiile de vot. În județ vor fi 71 de circumscripții electorale și peste 350 de secții în care vor fi amplasate urnele de votare. Numărul acestora a crescut cu două de la ultimele alegeri, ambele fiind în Târgu Jiu. La nivelul județului Gorj, pentru alegerile locale și europarlamentare, ce vor avea loc pe data de 9 iunie, vor funcționa pentru alegerile locale 71 de birouri de circumscripție, mă refer la cele 70 de localități care le avem în județul Gorj, plus Consiliul Județean, care este pentru funcția de președinte și consilier județean, care este considerată o circumscripție separată. Deci 71 de circumscripții, numărul de secții de vot care vor fi înființate în perioada imediat următoare, crește numărul acestora cu 2 față de anul 2020, când am avut alegeri locale. Acestea două se regăsesc în municipiul Târgu Jiu, la Liceul Economic, Colegiul Național Virgil Margearu și la școala generală numărul 5, Calea Severului, numită Școala Litovoi. Alegerile locale și cele europarlamentare sunt primele ce vor avea loc în acest an, pe 9 iunie. Comisiile birourilor electorale de circumscripție au fost deja constituite. Un bărbat din Năninoasa are de executat o pedeapsă de un an, 10 luni și 20 de zile de închisoare, fiind vinovat de săvârșirea infracțiunii de ultraj. Pentru faptele sale, bărbatul își va petrece această perioadă în penitenciarul Târgu Jiu. Judecătoria Târgu Cărbunești a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru un bărbat de 32 de ani din localitatea Aninoasa, care se face vinovat de săvârșirea infracțiunii de ultraj. Ieri, polițiști din cadrul Poliției orașului Târgu Cărbunești și secției de poliție rurală din localitate au pus în executare un mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele unui bărbat de 32 de ani din comuna Aninoasa, condamnat la închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, cu o pedeapsă de peste un an de zile. Bărbatul a fost încarcerat în penitenciarul Târgu Jiu de către poliții. Bărbatul a fost încarcerat de către polițiști în penitenciarul Târgu Jiu. Trei tineri din localitatea Ciuperceni, doi în vârstă de 19 ani și unul în vârstă de 18 ani, sunt cercetați de poliție pentru furt calificat. Cei trei ar fi pătruns într-o anexă a unui localnic din Ciuperceni, de unde au furat un cazan pentru țuică. Doi dintre inculpați au fost reținuți, iar pe numele celui de-al treilea, poliția a emis un mandat de aducere, băiatul încercând să se ascundă de oamenii legii. Polițiștii derulează cercetări în baza unui dosar de cercetare penală pentru furt calificat pe numele a trei tineri din localitate care au furat un cazan de țuică. Bunul sustras a fost recuperat și restituit persoanei vătămate. Ieri, polițiști din cadrul secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj doi tineri în vârstă de 19 ani din comuna Ciuperceni, bănuiți de faptul că noaptea trecută ar fi pătruns în incinta locuinței unui cetățean de 33 de ani din aceeași comună, de pe raza comunei Ciuperceni, de unde ar fi sustras dintr-o anexă un cazan de cupru pentru țuică. Alături de tineri, la săvârșirea faptei a mai participat și un alt tânăr în vârstă de 18 ani, care însă nu a fost găsit de polițiști și pe numele căruia a fost emis un mandat de aducere. În cauză se continuă cercetările pentru luarea tuturor măsurilor legale. Cercetările sunt continuate. Inspectoratul Școlar Județean Gorj aduce la cunoștința opiniei publice faptul că sâmbătă 20 aprilie, în intervalul orar 10-14, va avea loc târgul ofertelor educaționale. Ofertele liceelor din județul Gorj, dar și cea a Palatului Copiilor, respectiv a Universității Constantin Brâncuș Târgu Jiu, vor fi prezentate la Mall Shopping City Târgu Jiu. Printre expozanți se numără unitățile de învățământ din județul Gorj, care au ofertă de școlarizare a învățământului liceal și profesional pentru anul școlar 2024-2025, Palatul Copiilor Târgu Jiu, precum și Universitatea Constantin Brâncuș. Sâmbătă 20 aprilie 2024, în intervalul 10-14, va avea loc târgul ofertelor educaționale, activitate coordonată de Inspectoratul Școlar Județean Gorj, ajuns la cea de-a 24-a ediție.
ofertele liceelor din județul Gorj, dar și cea a Palatului Copiilor Târgu Jiu, respectiva Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, vor fi prezentate la Mall Shopping City Târgu Jiu. Scopul acestei acțiuni l-a constituit cunoașterea posibilităților de continuare a traseului educațional la nivelul județului Gorj de către viitorii absolvenți ai învățământului gimnazial. În perioada 5-a, 2-a, 15-a, 4-a, 2024, Serviciul de Probațiune Gorj a derulat două programe de consiliere de grup, respectiv dezvoltarea abilităților sociale și Stop, gândește-te și schimbă. În cadrul acestor acțiuni au participat 41 de persoane sancționate penal, aflate în evidența serviciului. Prin programul Stop, gândește-te și schimbă, consilierii de probațiune au urmărit sprijinirea persoanelor care au comis infracțiuni în dezvoltarea de strategii și abilități de soluționare a situațiilor problematice, identificarea costurilor asociate săvârșirii de infracțiuni, exersarea gândirii alternative, reflecția asupra consecințelor unei acțiuni, precum și interiorizarea atitudinilor și comportamentelor dezirabile social. În cadrul programului Dezvoltarea Abilităților Sociale, am urmărit ca participanții să exerseze diverse deprinderi sociale, precum comunicare, ascultare, comportamentul asertiv, prin intermediul unor metode interactive, precum jocuri de rol, observații sau discuții de grup, cu scopul de a ajuta să adopte un comportament prosocial și să evite comiterea de noi fapte penale. Ambele programe completează activitățile de supraveghere și control desfășurate de către consilierii de probațiune, contribuind la optimizarea procesului de reintegrare socială și facilitând derularea de intervenții specializate în acord cu dispozițiile sentințelor penale, dar și cu nevoile sociale și criminogene ale persoanelor din evidența Serviciului de Probațiune Gorj, au transmis reprezentanții serviciului. Vremea rocuroasă continuă în România pe fondul unui flux de aer rece și umede dinspre nord. Fulgii de zăpadă își fac temporar apariția în zonele de munte, în timp ce în văi și depresiuni va exista risc de îngheț în unele dimineți. Dacă prima parte a lunii aprilie ne trimitea cu gândul la vară, perioada următoare va fi mult mai răcoroasă și mai umedă, cu temperaturi apropiate de normal sau ușor sub medie și mai multe intervale ploioase. Primele dimineți din acest weekend ne vor întâmpina cu o vreme rece. În multe zone din nordul și centrul țării, iar local și în rest, temperaturile vor scădea sub pragul de îngheț, cu toate efectele nefaste asupra pomilor și vegetației. Nici ziua nu va fi foarte cald, deși vor fi câteva perioade însorite și plăcute. Termometrele vor arăta în general între 10 și 20 de grade în timpul zilei. Aceste condiții termice vor continua în perioada următoare, iar o încălzire a vremii este anticipată abia weekendul următor, spre sfârșitul lunii. Între timp, presiunea atmosferică scăzută și contextul favorabil din altitudine vor permite apariția mai multor episoade de precipitații. Primul dintre acestea va avea loc în a doua parte a weekendului și în primele zile din următoarea săptămână. Pe lângă ploi, în estul țării sunt așteptate și intensificări mai puternice ale vântului nord-vestic. Acest tip de vreme se va menține pe parcursul săptămânii viitoare, deci ne putem aștepta la mai multe intervale cu ploi, în general slabe sau moderate cantitativ, precum și la averse de scurtă durată. Izolat vor fi posibile și câteva furtuni. În zonele de munte, vremea va fi rece la începutul intervalului, apoi se va încălzi treptat. În Carpații Nordici vor fi intervale cu ninsoare și la altitudini mai reduse în unele zile, dar cea mai multă zăpadă se va depune în zona înaltă a Carpaților Meridionali. Urmează grupajul de știri pe scurt. Sindicatul angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului intră în grevă japoneză la nivel național. Oamenii solicită guvernului demersuri urgente pentru majorarea salariilor cu 15%, ONRC fiind instituția publică cu cel mai mic nivel de salarizare din justiție, potrivit hotnews.ro. Sindicaliști revendică acordarea sporului de risc și supra-solicitare neuropsihică, drept care se acordă tuturor celorlalte categorii de salariați din familia ocupațională justiție. Sindicatul declanșează proteste contra inechităților salariale și a discriminării salariaților din ONRC față de celelalte categorii de angajați din familia ocupațională justiție, tratament disproporționat în raport cu importanța activităților derulate și cu nivelul de complexitate a muncii prestate de salariații din ONRC în actualul context economic și financiar marcat de obligațiile legate de implementarea PNRR, se arată într-un comunicat al organizației sindicale. Astfel, în perioada 18-22 aprilie, angajații intră în grevă de tip japonez la nivel național. În intervalul 23-25 aprilie vor avea loc meeting-uri la nivel național în toate județele, în fața instituțiilor, iar în data de 26 aprilie va avea loc un meeting la sediul Ministerului Justiției. Începând din luna august, va fi declanșat conflictul colectiv de muncă.
De ziua Pământului, celebrată la data de 22 aprilie, pădurea Erasmus Plus Gorj prinde viață. Inițiativa Agenției Naționale pentru Programe Comunitare și Formare în domeniul educației de a sprijini cu consecvență strategia de intervenție directă care se adresează protejării mediului și combaterii schimbărilor climatice, susținute și de programele educaționale ale Uniunii Europene prin crearea de păduri Erasmus în România, a găsit la Gorj oameni dornici să susțină această idee. Astfel, agenția anterior menționată, Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Direcția Silvică Gorj au alături elevi și studenții de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu Târgu Jiu, Liceul Tehnologic Peștișani, Liceul Tehnologic General Constantin Șandru Bâlta, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Jiu și Universitatea Constantin Brâncuș pentru a face acest vis o realitate, contribuind prin efortul lor la împădurirea cu 10.000 de puieți a zonei Runcu din județul Gorj. Doamnelor și domnilor, jurnalul TV Sud a ajuns la final. Numele meu este Diana Țigu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!